Pentru a marca aniversarea a 636 de ani de la prima atestare documentară a orașului, Consiliul Local Călimănești s-a întrunit în această dimineață în ședință festivă. Așezarea care păstrează vestigiile unui trecut glorios și vatră de spiritualitate monastică, orașul Călimănești împlinește astăzi 636 de ani, de când, prin cele două hrisoave domnești, emise de cancelaria Marelui Domnitor Mircea cel Bătrân, a fost atestat documentar. Localitățile situate pe teritoriul de astăzi al orașului Călimănești s-au dezvoltat într-o strânsă legătură cu mănăstirea Cozia, veche titorie a domnitorului Mircea cel Bătrân și lăcaș de veci al Marelui Voievod, la capătul îndelungatei și rodnicei sale domnii. Beneficiind de un cadru geografic apart, orașul Călimănești a păstrat până astăzi numeroase dovezi ce atestă implicarea sa în evenimentele și faptele istorice. Oriunde ți-ai îndreptat pași, întâlnești mărturii care evocă viața și lupta mântașilor noștri, cei care au vegheat cu spada, conteiul, brațul și dârzenia de a exista aici. Cu această ocazie, profesorului Aurel Cincă i-a fost acordat titlul de cetățean de onoare al orașului pentru contribuția sa remarcabilă la dezvoltarea comunității. Experiența și pasiunea sa pentru dansul și muzica populară reprezintă o sursă de inspirație pentru noile generații de dansatori, contribuind la menținerea vie a tradițiilor și a valorilor culturale ale regiunii. Prezența sa consolidează legătura între trecut și prezent, asigurând continuitatea ansamblului Doina Oltului și a moștenirii sale artistice. În lumina acestor realizări și a contribuției semnificative aduse la conservarea și promovarea tradițiilor locale, considerăm acordarea distinției de cetățean de onoare al orașului Călimănești domnului Aurel Cincă un gest de recunoștință bine meritat adus unei personalități ale comunității noastre. Aș vrea să spun că, într-adevăr, eu, care am 60 de ani, am acest, de când am venit în zona Călimănești, deși am fost la Rădăcinești, mă socotesc călimăneștean de 60 de ani. De ce spun lucrul ăsta? În 1966 a fost prima mare realizare a mea, câștigarea tuturor concursurilor cu elevii Școlii Generale Rădăcinești. Dintre aceștia, unul este încă prezent în sală, care a rămas de-a lungul timpului fidel dansului popular și din Berislăvești și din Călimănești, participând la formația de la stațiunea Căciulata și Doinei Oltului. E vorba de domnul George Drăgușin. Manifestările au continuat la Mănăstirea Cozia, locul atestării documentare de la 1388. Aici a avut loc o slujbă de tedeum. Mulți ani trăiască! Mulți ani trăiască! Mulți ani trăiască! Mulți ani trăiască! Yeah.
Rusia veche, stânișoara și Rusul, descoperă la împlinirea celor 636 de ani, de la atestarea sa documentară, vocația dăinuirii în istorie. Ca în fiecare an, de ziua orașului, la Mănăstirea Cozii au fost invitate și premiate și cele mai longevive cupluri din Călimănești. Care este secretul unei căsnicii de lungă durată? În primul rând, respectul unul față de altul, dragostea, munca în comun și toate astea, copiii ne fac iar viața plină de bucurii. Și mulțumim bunului Dumnezeu că ne-a ajutat să sărbătorim 50 de ani de căsătorie. Am sărbătorit vineri 50 de ani de la absolvirea liceului pedagogic la Deva. Deci se țin lanț evenimentele în viața noastră. Respect reciproc și iubire. În rest, vin de la sine. Se perindă toate, da? Asta e important. Respect reciproc și iubire. Și răbdare multă, dragoste și răbdare. Și răbdare noi am știut întotdeauna să nu aruncăm ce s-a stricat, am reparat și am mers mai departe. Este o permanentă renunțare. Renunțare la ce? La orice. În primul rând să fie iubire, respect reciproc și după aceea vin toate. Dacă te respecti, te iubești, treci prin toate greutățile vieții.